Vor continua și în această lună proiecțiile de filme. În această seară, în sala mare de spectacole, vor fi proiectate două filme, Maria Baikal, azi de la ora 19 și Localul începând cu ora 21. Pe 3 și 4 august, în premieră, se vor difuza Misiune Imposibilă, Declinul și Străjerii. Dacă prima săptămână a acestei luni este dedicată filmelor, în intervalul 5-19 august copiii sunt privilegiați. Pe scena Ateneului din Tătăraș se vor juca spectacolele pentru copii, Frumosul și Bestea, Iepurile și Ariciul și Mica Sirena. Programul care îl propunem noi pentru cinematografe este unul foarte bogat și foarte divers, de la Andrei Rio la Maria Callas, la următorul nume pe care îl aducem, Jonas Kaufmann, este cel mai bun, cel mai mare, cel mai cunoscut sau sonor tenor al lumii la ora actuală, pe data de 30 august, la fel ca toți mari artiști, fac un astfel de concert pentru, sau astfel de transmisiune pentru toate cinematografele din Europa care dețin acest sistem satelit. Avem cel mai bun sunet din țară în ceea ce vrește cinematograful, de aceea încercăm să suplinim cumva cele două cinematografe închise din centru, încercăm să le suplinim cu activitate de la Ateneu, facem mai multe filme, mai multe activități, mai multe, mai diverse, tocmai ca să încercăm să mulțumim lucrul ăsta. Așa. Pe 30 august va fi transmis concertul lui Jonas Kaufmann, Under the Stars.